Cristi, vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii primul invitat care sparge gheața la noua emisiune pe care o înregistrăm în studioul Profit Point. Emisiunea noastră se numește Viața pe Plus și dorim, prin cadrul acestei emisiuni, să scoatem la, la iveală. Impactul pe care Profit Point l-a avut în viețile cursanților noștri. Așa că astăzi îți spun bun venit și abia așteptăm să descoperim povestea ta de viață. Mulțumesc că m-ați invitat, cu drag, cu drag vin, într-adevăr, cred că schimbă vieți, cel puțin le modifică, în bine, spun eu. Mulțumim! Ca să. Facem așa o punte de legătură între povestea ta și poveștile tuturor celor care ne ascultă. Spune-ne puțin despre tine. Cu ce te ocupi tu în viața de zi cu zi? Am început, cred că, sportul la 12 ani. Am făcut sport de performanță undeva la vreo 18 ani. Am, da, am realizat că nu voi putea trăi din sport. Pe lumea chiar nu se putea trăi din sport. Și am început să fac mici afaceri ceea ce puteam să fac la 19-20 de ani, plecam din țară, în diferite țări aduceam diferite mărfuri, le vindeam. Ulterior au urmat tot felul de afaceri, diferite total, iar de vreo șapte ani de zile am un business de vânzare online, prin site-urile proprii și marketplace uri și un alt business de, prin care fac import mm -hmm. din China, de produsele pe care de fapt tot eu le vând prin celelalte firme. Un antreprenor în toată regula. Da. Cum arată o zi din viața lui Cristi, care după 2 ani de zile de educare continuă, consideră că s-a detașat de vârtejul vieții de antreprenor, sau poate că e mult spus detașat, dar cumva a învățat și a evoluat foarte mult în direcția aceasta, și s-a axat pe zona investițională. Cum arată o zi din viața ta? O zi din viața mea se începe eu, de obicei undeva la ora 5 mă trezesc, 5 și un pic, la ora 6 sunt în sală, la ora 9 sunt la birou, primul lucru pe care îl fac, când deschid calculatorul, verific sistemele automatizate să văd că totul e în regulă. Dacă totul e în regulă, merg mai departe. Dacă intru în zona de trading manual, atunci verific acolo să văd ce este în funcție de situație, intru pe anumite companii să... Dacă am, nu știu, niște oportunități pe care le aștept să verific dacă e cazul să, ți acționez. Ulterior, sigur am un curs, sigur am un masterclass, sigur am o discuție pe unul dintre fi Astfel încât aș putea să spun că dacă aș face o medie în ultimii doi ani, cred că am undeva la șase ore pe zi, făcând doar asta. Doar studiu? Studiu și practică, să spun așa. Mm. Adică și zona de. Dar da, da, da. Adică am, am considerat că cel mai bun mod în care eu pot învăța cât mai mult este să fiu expus cât mai mult la informația asta. Și asta fac, mă expun efectiv, mă radiez cu informația asta. Iar în business, știu, cred că maxim două ore pe zi mai mi loc pentru... Versus? Înainte era mai mult. Hai să spun că nu era chiar full momentul în care am început, pentru că deja deci, luasem decizia să să cât se poate de mult, formasem câțiva oameni care să poată conduce zona asta de operațional și eram decât în zona decizională, dar mă implicam înainte, eram undeva la cel puțin 4-5 ore pe zi, tot trebuia să fie acolo. Încă mai aveam tendința să intru, să, să dau eu tonul. Te trezești la 5 dimineața? De, de ce? În principiu, da. Păi, cred că majoritatea oamenilor de succes sunt la ora 5 dimineața și atunci am zis că trebuie să bifez și eu lucrul ăsta. Mă trezesc dimineața pentru că dacă nu merg dimineața la sală să fac sport, nu mai merg. Am testat-o de foarte multe ori. Dacă n-am mers dimineața, n-am mai mers. Pentru că mă prind toate celelalte și lucruri intervin. încât nu. Mm -hmm. nu. Eu am pe telefon alarmă să plec de la birou și să mă culc. Pentru că altfel nu plec de la birou. Mă, mă, mă prind toate lucrurile și mă apuc 90 la birou și e bine să mă ajung și acasă să mai Corect. stai de vorbă cu familia. Spune-mi, te rog, care a fost momentul în care tu ai decis uite, eu vreau să urmez un curs de educație financiară și cum ai ajuns să dai uh, de profit point? Uh, cred că decizia asta de fapt a venit ea la mine, n-am căutat eu. Uh, dacă a fost o decizie, a fost cu vreo 7-8 ani în urmă când am început să mă educ antreprenorial, să spun așa. Uh -huh. Adică am început să fac tot felul de cursuri pentru uh, a înțelege mai bine un business, a Știi ce să fac pentru că n-am avut o școală care să mă învețe asta, deși am terminat o, o facultate care era administrație publică, nu te învăța nimic despre asta. Uh, și așa am ajuns cumva, a ajuns un anunț la mine de la unul, cred că de la Laurențiu Mihai sau ceva de genul ăsta, o postare de lui, cumva a ajuns la mine, nu mai țin, nu mai rețin exact uh, cum. Și am zis hai să văd ce, știam ceva despre investiții, pentru că făcusem investiții, dar investițiile pentru mine însemnau uh, terenul case și atât. Mm -hmm. Adică asta înseamnă investiția, asta înțelegeam prin investiții. Printre afaceri am avut și o agenție imobiliară care a funcționat foarte bine până în 2008 când a venit criza, criza. și atunci s-a oprit tot. Atunci s-au oprit și investițiile mele care sunt blocate de atunci, adică sunt atâți ani de zile și sunt blocate și acum. Am dat acel anunț, dat acel curs gratuit de trei zile. Am stat acele trei zile și ascultându pe Alex Moreșan, care atunci avea, cred că, 22-23 mm -hmm. de ani, ceva de genul ăsta Mă gândeam ce vrea să-mi spună mie copilul ăsta, că cum să fac eu bani Adică, na, 30 de ani am tot încercat diverse lucruri Am învârtit niște sume la viața mea Exact, și mă, mă uitam, ochii okay, mi-arată niște linii, niște lumânări, na, da, nu înțelegeam prea multe în schimb, am vrut să înțeleg mai mult, am vrut să, să văd mai mult, să văd despre ce e vorba. Și am uh, luat acel curs de două săptămâni, cursul uh -huh. practic, în care am înțeles un pic ce se întâmplă, am înțeles un pic ce înseamnă trading și ce se întâmplă, de fapt, ce înseamnă acele lumânări, M-a făcut să vreau să învăț mai mult, să vreau să să aflu mai mult, să înțeleg ce, ce este acest uh, domeniu. Uh -huh. uh, dar, Aș vrea să dai puțin timpul în urmă și să te gândești după ce ai parcurs cursul de două săptămâni. Da. Care a fost momentul acela de aha pentru tine? Am realizat că pot face în așa fel încât banii mei să poată lucra pentru mine. Adică, dacă până atunci tot ceea ce făceam în business, cumpăram din nou marfă, făceam din un stop teoretic nu erau banii mei. Erau banii societății, nu erau banii mei. Uh, am realizat că e momentul în care ar trebui să scot eu din ceea ce muncesc eu, să-mi scot banii și să-i pun să muncească pentru mine în paralel cu mine. Adică să poată aduce un randament, un profit, fără ca eu să fie nevoie să munce zi de zi pentru, pentru lucrul ăsta. Cel puțin așa gândeam atunci. Ai urmat cursul de 10 zile. Um... Cum ți s-a părut informația, și ce decizie ai luat după finalizarea cursului? Informația mi s-a părut foarte, foarte clară, și faptul că cel care îmi prezenta informația era implicat și cumva te făcea să-l crezi, m-a făcut pe mine să vreau mai mult decât atât. Adică, mm -hmm. ok, asta e o etapă, am înțeles pot să fac trading. Nu știam exact foarte multe, mi se păreau toate avioane la momentul respectiv. Era fizică cuantică, nu înțelegeam ce era acolo, dar am zis, nu, trebuie să învăț dacă cineva a învățat, atunci trebuie să învăț și și voi putea să învăț. Decizia a fost, după ce am început să fac o perioadă, poate că, nu știu, două, trei săptămâni am făcut uh, practică pentru ce am învățat. Am uh -huh. zis, un cont real pentru că am înțeles că de fapt trebuie să fie un cont real ca să simți într-adevăr. Nu era un cont mare, dar am început să fac lucrul ăsta. În timpul respectiv am aflat de acel curs de sisteme automatizate, am înțeles ce înseamnă, am întrebat și mi s-a părut foarte pliabil pentru mine, pentru situația pe care o aveam eu atunci, fiind implicat în firmă, având totuși destul de mult timp alocat pentru ceea ce se întâmplă în firmă. Și am urmat acel curs de sisteme automatizate. Pentru un om care nu înțelege sau care este reticent, sau care încă are impresia că investițiile egal joc de noroc. Mm. Ce, le ce îi spune omului respectiv? Exact lucrul ăsta am auzit de la prietenii mei, în momentul în care eram atât de entuziasmat că ce am învățat după primul curs, m am întâlnit cu mai mulți prieteni și am, am, am început cumva discuția și exact asta am auzit. Că mai știu eu pe cineva care au făcut asta și că au pierdut banii, că de fapt broker, așa înțelegeam și eu, așa știam că broker este un individ care îți ia banii și face ceva cu ei și îți dă dacă ceva și ție dacă el face ceva. Am realizat atunci că mai bine stau niște și nu, nu, mai trebuie să vorbesc atâta timp cât nu, ei nu vor să înțeleagă sau nu vor să piceapă. Dacă, dacă înțelegi, dacă te educi, dacă vezi ce înseamnă, atunci îți dai seama că nu e în joc de noroc. Altfel, din afară doar ascultând sau gândind la miturile respective că e un joc de noroc, că, da, poți continua să crezi că e un joc de noroc. Însă dacă te informezi până la mână, ai ce să pierzi, nu? Te educi și decizi dacă consider că este pentru tine, dacă consider că poți să faci asta. Însă după toată perioada asta consider că a face o investiție, nu neapărat trading, a face o investiție în simplă, nu știu, într-un ETF, de exemplu, poate să facă oricine, absolut oricine. Corect. Cred că este un sentiment așa de, nu știu dacă frustrare, dar în momentul în care știi că ai ceva care este foarte prețios, că ai descoperit un lucru care îți aduce atât de multe beneficii și ai vrea să spui tuturor despre chestia asta și oamenii privesc și primesc informația de la tine cu atâta reticență, parcă te lovești așa de un zid în continuu și în continuu. Și după aia trebuie să faci un pas în spate și să-ți dai seama că lucrurile se întâmplă în viețile oamenilor la momentul potrivit și atunci când ei decid că nu poți să le dai cu lingurița Hai. sau nu poți să le dai mâncare gata amestecată. Ai început cu sistemele automatizate. După care ce-a urmat? Sistemele automatizate au început să aducă randamente. Uh -huh. Am început, uh, am fost întrebat, de fapt, cam uh, ce randament, cât aș vrea eu să câștig din sisteme automatizate. Uh -huh. Și la vremea respectivă am spus o sumă. Uh, suma respectivă însemna cam 5% ca și randament lunar. Ulterior, când am înțeles mai bine, am zis, uh, dacă vreau suma asta, trebuie să măresc contul ca să am un drawdown mai mic, adică să am o expunere mai mică să pot să dorm liniștit, să n-am niciun fel de stres. Și asta am și făcut. Și am crescut exponențial și treptat. -am, am urmărit întotdeauna sistemele, să văd cum funcționează. Am mărit parametrii decât după ce m-am convins că pot să-i măresc. Ăsta a fost primul lucru care s-a întâmplat. De fapt, m am mărit contul și am multiplicat contul din ceea ce făceam ca și randament. Și am mai făcut un lucru, pentru că referitor la ce ai spus tu primele mele victime, care nu au avut cum să spună că nu mă ascult, au fost chiar cei din familie. În familie am avut o mică ședință, ca să spun așa, și am decis să fac un cont separat pentru, pe care îl administrez eu, dar din momentul ăla fiecare membru al familiei o sumă lunară de bani depune în acel cont. Și contra merge înainte, cont care e deja a trecut de dublu de atunci. Ai spus ceva foarte interesant, că au început să apară rezultatele. Da. Cât de importante sunt emoțiile în investiții? Aș spune că cele mai importante. Adică, dacă ar fi să definez două lucruri care sunt, ar fi cele mai importante în investiții, ar fi educația și emoții. Care este impulsul tău în momentul în care vezi că investițiile tale dau roade și că ești pe plus și că ai niște randamente interesante? Cât de mult contează... Să te ții de planul pe care l-ai făcut, și să nu cazi pradă lăcomiei sau entuziasmului în momentul în care vezi sau fricii. Uh, sau fricii uh, explorează puțin uh, acest, uh, acest domeniu al gestionării emoțiilor. Da, acum vorbesc dintr-o dintr poziție în care mi-e foarte ușor să vorbesc despre ele, pentru că deja am trecut prin toate și le înțeleg mult mai bine. Ceea ce am înțeles la, la vremea respectivă, la început, este că trebuie să am un plan foarte bine pus la punct, să știu exact ce vreau și să-l urmez în top. Partea asta cu emoțiile, cumva, poate am fost cumva privilegiat, dacă pot spune asta, pentru că am trecut în foarte multe. Am avut și pierde, am avut și câștiguri și nu, nu mă Dă pe spate nici un câștig foarte mare, nici o pierdere foarte mare. Când spui că ai avut parte și de pierdere și de câștiguri, te referi la latura antreprenorială? Da, da, okay. da, da. da. Deci nu la partea de, de investiții. O să ajung și la partea de investiții. Dar e foarte important să vezi că ai învățat ceva, că aplici acel ceva și că ți-aduce rezultat. Pentru mine a contat mult mai mult faptul că cumva am validam ceea ce am învățat decât suma respectivă. Pentru mine e important să văd că, că pot face și că, că e real, că se întâmplă. Chiar am făcut la un moment dat, am, am, deși nu voiam asta să fac, să scot din conturile tranzacționale pentru că vreau, vreau să remărez din ce în ce mai mult, la un moment dat am vrut să, să scot o sumă de bani să știu sigur că se pot scoate ce bani. Și că e real. Că, da, că e real, efectiv. Că nu sunt doar niște cifre pe care le văd într-un laptop sau calculator. Și am scos, au intrat bani în două zile în cont. Da, ok, e regulă, i-am făcut după <laughs> la loc. Dar e foarte important. Da, e foarte important să vezi că îți aduce rezultat ceea ce tu ai învățat și e foarte, e foarte important și să vezi că atunci când nu respecti planul, nu te iartă. Există consecințe. Da. Da, da, plan the da. trade and trade the plan. Da, exact, alea e pusă pe Ce obiective ai în investițiile tale? Sau cât de mult te consideri adeptul diversificării în zona investițională? Păi, hai să spunem așa, în cei doi ani și jumătate aproape, cred că, de la acel concept de investitor complet pe care mm -hmm. l-am tot auzit la Alex, am vrut să învăț din toate, am vrut să le înțeleg pe toate pentru a putea avea o privire de ansamblu, să pot vedea efectiv de sus toată imaginea și ulterior să aleg ce e mai, mai aproape de contextul meu. Eu personal m-am am diversificat nu doar în, nu știu, dacă am intrat în acțiune am luat mai multe acțiuni. Am intrat cam în fiecare zonă, adică pe de-o parte fac trading, mai nou o să încep și cu day trading-ul, că am terminat mentoratul. Uh, mentoratul cu Cristi. Cu Cristi, da, și vreau să încep cu prop adică să fac cumva să admise și alți bani, nu doar cei pe care îi am Sunt și pe long term, cu acțiuni pe long term, am intrat și în zona cripto, dar pe fiecare latură am diversificare foarte mare. Adică, pe exemplu, în zona cripto am peste 40 de proiecte. După ce l-am studiat, am luat, fiecare am luat o pondere așa cum am considerat. În zona de, de long term, la fel, nu merg pe singură companie. E adevărat că long termul, de fapt, a început un pic să să mai fie chiar long term. Este un long term, dar totuși nu e unul clasic, adică mai Ai fac făcut un, un hibrid. Da, 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 am, am început să fac un pic de trading și acolo, ca să spun așa. Adică nu las, nu ratez nicio oportunitate, dacă pot să spun așa. Dacă... Vorbim de bursa locală sau de... Bursa de... locală, da. În bursa din state am intrat, am intrat deocamdată puțin. Consider că vor fi oportunități foarte mari în scurt timp și cumva le aștept. Am intrat în bursa din state după ce am făcut acel curs cu Alex, și pe ani, în două zile, pentru că am, am vrut să testez cumva ce am învățat și am găsit două oportunități. După ce le-am găsit, erau la un discount destul de bun, companii destul de bune și am zis de ce nu? Și am intrat în două din ele. Cam cât de mult te sfătuiești cu mentorii tăi sau cam cât de des apelezi acum în ultima perioadă uh, la a fi ghidat pe zona asta decizională în investiții? Sau crezi că deja ai acumulat know-how astfel încât să iei decizii strategice conform planului pe care îl ai pentru portofoliile pe care le ai? Decizional nu aș putea să spun că mai apelezi atât de mult, decizional. Uh -huh. nu, poate mai mult, nu știu, nici sfat, că e mult pus pas. Colaborare. Cred okay. că ăsta e cuvântul. Colaborare. Sunt momente în care colaborez, sunt pe câteva din grupurile FINCUBATOR. Ajută foarte mult, foarte mult și am spus întotdeauna dacă pot să fac o diferență foarte clară între ceea ce faceți voi și multe alte cursuri pe care le-am făcut cu nume destul de cunoscute în România, diferența a fost comunitatea. Faptul că au fost aceste grupuri și faptul că toată comunitatea asta e vie și nu te lasă să renunți, nu poți, nu ai cum. Vorbesc cu, cu mentorii mei și acum, cu, indiferent că vorbesc cu Octavian în zona de, de long term, cu Alex sau cu Claudiu, Vorbim, dar nu pot să spun că întreb ce să fac, mm -hmm. adică ce să cumpăr, cum să cumpăr. Nu, cred că nu. Cred că mi-au spus mi-au lucrurile care m-au făcut să înțeleg ce trebuie să fac și cam ce plan trebuie să fac și cam am un plan destul de bine, bine pus la stabilit. Punct. Da, la. Da, da. Cum reacționează Cristi în momentul în care piața scade? Oh, ce mă bucur! Abia aștept. Aș fi vrut să știu asta în 2008. Aș fi vrut, mi-aș fi plăcut. Extraordinar. Când scade piața, înțeleg că sunt oportunități. Singurul lucru pe care regret în momentul în care scade piața este când, când nu am lichidități. Dacă nu am lichidități, să pot profita de această oportunitate. În rest, dacă știu Fundamental, sunt ok să zic, într-o companie sau într-un uh, proiect cripto sau nu, n-am de ce să. Iar în trading, n-am. Scade, crește piața, mergi pe, pe, pe urma ei, adică nu, nu ai de ce să-ți pare rău. Ai spus mai devreme, la începutul discuției noastre, că ai fost sportiv de performanță. Da. Poți face o corelație între disciplina din sport. Și disciplina din investiții? Crezi că ai un atu din acest punct de vedere? Da, eu am făcut sport de contact. Acolo trebuia să ai disciplină pentru că chiar nu. Orice greșeală te costa și te costa fizic destul de dureros. Disciplina e o mare parte din tot ce înseamnă investiții. Dacă îți propui ceva și nu faci ceea ce îți propui, efectiv, îți. Dai tot planul peste cap, nu mai e același plan de la început. Poți să ajustezi planul. Asta am învățat în timp. Poți să ajustezi planul în funcție de ce se întâmplă, dar să-ți cont de, ce, de la ce ai plecat. De ce faci ceea ce faci? Pentru ce faci ceea ce faci? Cumva am găsit aceste similitudini și în ceea ce privește comportamentul investițional al lui Alex, pentru că, așa cum știi, și el a fost da. sportiv de performanță. Și rigoarea aceasta zilnică a antrenamentelor, a, a, a dietei, dacă exact. nu. A, toate lucrurile astea cred că formează un a, pattern comportamental. Și în momentul în care în viața ta de zi cu zi ești foarte disciplinat, a, atunci îți va fi mult mai ușor, ca și în zona investițională, să păstrezi aceeași disciplină, aceeași rigoare și clar rezultatele, rezultatele sunt pe măsură. Este foarte la modă termenul acesta de libertate, independență financiară. Crezi că există? Cu siguranță. Cu siguranță. Și cred că această libertate sau independență financiară este foarte diferită de om la om. Independența mea financiară nu este egală cu independența altui om. Pentru că independența financiară eu văd ca să poți avea un, un venit oarecum pasiv, nu neapărat total pasiv, dar să fii un venit pasiv, astfel încât să, să poți să continui să trăiești viața pe care ai avut-o până acum, sau acest nivel de viață, care poate fi mai mare sau mai mic în funcție de fiecare persoană în parte. Însă, dacă faci lucrurile în scopul de a ajunge la o independență financiară și le faci din timp, cu siguranță cred că se poate ajunge. Adică, eu aș putea spune că, chiar dacă n-au trecut decât 2 ani de zile, aș putea spune că pot fi de acum la o independență financiară. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, cu mintea de acum, da. Ce decizie ai lua? Uh, depinde cât de mult <laughs> înapoi. <laughs> dacă aș putea să mă duc mult timp înapoi, m-aș întoarce la 20 de ani și aș face lucrurile total în sensul ăsta și probabil că aș fi fost independent financiar la 30, fără probleme. M-aș bucura să pot da timp înapoi 2007, atât. Mm. Înainte, pentru că dacă în 2008 n-am înțeles ceva, de fapt n-am înțeles că acea criză nu era o criză uh, imobiliară, pentru că eram da. în zona imobiliară, eu asta am înțeles pe prima criză imobiliară, eu cumpăram toată veseria aici, pentru că americanii s-au săturat de case și de teren, noi încă nu. N-am înțeles că, de fapt, era o criză financiară și nu știam, de fapt, ce înseamnă o criză financiară. Cred că m-ar fi ajutat enorm atunci să înțeleg ce înseamnă. Ce sfat ai avea pentru un tânăr de 20 de ani, care asistă cumva pasiv la ceea ce se întâmplă astăzi, și cred că ești foarte familiarizat cu subiectul pensiilor. Da. Ce sfat ai avea pentru copiii aceștia, că încă îi numesc copii, pentru tinerii de 20, 21, 22, 23 de ani, uh, care nu se gândesc astăzi la ce înseamnă pensie, care consideră că lucrurile și banii pot fi câștigați extrem de ușor pe TikTok cum văd la tot felul de influențări și care nu știu care este costul real la pâine, apă, haine, îmbrăcăminte, telefoane și așa mai departe. Da, am avut destul de multe ocazii să vorbesc cu tineri și am început cu copiii mei și fac asta destul de des. Bineînțeles și cu colegilor, pentru că vin destul de des la noi. Uh, spuneam uh, la început că atunci când am aflat prima dată pe, de zona asta de investiții și de trading, am început să vorbesc și am uh, primit uh, răspunsurile cunoscute că e un schem sau că uh -huh. vei pierde banii sau uh, asta a fost atunci. Ulterior am vorbit de foarte multe ori despre lucrul ăsta și într-adevăr așa este când știi că lucrurile să pot întâmpla altfel, nu pot să taci din gură. Și am vorbit de foarte multe ori și chiar am un, un exemplu pe care îl dau și l-am, chiar și într-un club de business în care, în care merg, am ținut uh, un moment educațional exact pe, pe, pe partea asta de, neapărat de investiții, cât de a înțelege zona asta și a înțelege că o pensie, chiar dacă ai un business, nu știi cât, cum, Va, va, decurge. Și atunci am un exemplu cu, doar cu schimbarea unui obicei de a bea o cafea. Poate bei două cafele pe zi și le bei la, un, nu știu, la o cafenea. Doar dacă -ți schimbi obiceiul de a bea una dintre cele două cafele și îl bei acasă și în loc de 16-18 de a dai o cafea, să dai 50 de bani sau un leu, iar restul se poți economisi și am calculatorul de vândă compusă. La răce se întâmplă 10 ani, ce se întâmplă 20 de ani, Asta am făcut-o și copiii. Nu le-am dat exemplu de cafea pentru că... Încă nu. Nu neapărat toți. Dar, dar au și ei destul de multe boba sau mai știu ce. ce Le arăt ce se întâmplă și atunci încep să, vină, să devină interesant când văd sume. Și dacă ei nu să gândesc la pensie, se gândesc la altele. Și poți cumva să să le dai alt exemplu. La 20 de ani, dacă îl spui de pensie, s-ar putea să nu îi captezi. Dar dacă le spui că dacă fac asta, chiar dacă ei nu-și permit și, și nu au niște părinți cu posibilități materiale, doar dacă fac o modificare în comportamentul lor, poate să ajungă să-și cumpere o casă la 25 uhum. de ani sau la 30 de ani, sau să-și cumpere ma mașina visilor. încep să devină interesant să uit un pic altfel. Practic, trebuie să-ți adaptezi mesajul celui interlocutorului da, tău da, da. și să știi unde să să plusezi. Da. Voiam să te întreb dacă reușești să faci o corelație între educația financiară și schimbarea mentalității. Da, pentru mine a fost, a fost destul de mare. Cumva și înainte mă gândeam la poate involuntar la pensie și ceea ce am făcut cu terenurile, de fapt asta a fost, voiam să investesc în ceva, ca în timp să pot câștiga bani, nu știu, dintr-o chirie, din lucruri de genul ăsta, pentru că la vremea respectivă asta, asta știam, mai multe informații nu aveam. Dar pot să spun că mi-a schimbat mentalitatea nu doar în a încerca să economisez niște bani și să pot avea un asset care să-mi aducă un venit oarecum pasiv. Mi-a schimbat mentalitatea în tot. Efectiv stau și mă gândesc atunci când îmi cumpăr ceva dacă chiar am nevoie de el. Pentru că da, într-adevăr, cumpărăm foarte multe lucruri fără să avem nevoie de ele. Doar impulsul. Îl iau și mă trezesc. Nu știu, că am cumpărat un obiect vestimentar și nu am purtat niciodată și pe trei ani și fănele acolo zic, nu mai poartă larvă, îl dau la cineva să-l că Da, de ce n-am cumpărat? Și facem lucrul ăsta foarte des. Uh, în business fac lucruri ăsta, mă uit uh, dacă anumite cheltuieli sunt sau nu sunt necesare, dacă nu sunt cumva pierderi, pentru că de multe ori sunt pierderi. cumperi lucruri sau cheltui anumite okay. sume pe lucruri de care nu prea ai nevoie. Care nu aduc rezultate, da? Da, nici dau rezultate și nici dau vreun beneficiu. Efectiv, ai impresia decât că. Uh, o să dau un exemplu, că la un moment dat luasem în birou un scaun de masaj, un fotoliu de masaj, că am spus colegii când au liber să meargă, să facă masaj, să relaxeze. A stat, că vreo o luni de zi acum, nu a folosit nimeni. Okay, Înseamnă vinde. că ai niște colegi foarte relaxați. Nu au vrut să-l folosească și atunci am spus, de ce să-l țin acolo? Deci viața ta este pe plus. Da, cu siguranță. Datorită întâlnirii pe care am avut-o. Noi, Profit Point și Cristi Prodan. Da. Poți să ne spui, așa în încheiere, cinci mari plusuri pe care le-ai identificat în ultimii doi ani de zile? La mine, da? Da. Cel mai mare și cel mai mare plus este modul în care văd lucruri. Al doilea lucru este că am început să am eu lucrurile mele și să nu mai aibă compania lucrurilor. Adică, ce am eu, portofoliul ale mele. Uh -huh. Nu stau uh, Al treilea lucru este că pot să dau din ce am învățat și altora. Și, încep cu copiii mei, care nu sunt chiar foarte mici, pot să dau către ei lucrul ăsta și, mai mult decât atât, uh, sunt foarte mulți oameni, oameni de business, care sunt interesați de lucrul ăsta, chiar dacă nu știu. Uh, înțeleg, înțeleg că va veni această perioadă a pensionării sau că au un copil care are acum, nu știu, 10 ani și poate au nevoie să susțină la o facultate și sunt niște costuri. Uh, faptul că pot să spun și că mi-e ușor să spun lucrurile astea, pentru mine e un mare plus. E un mare plus. Și mai avem încă două plusuri? Și mai avem încă două plusuri. Cred că sunt foarte multe dacă stau să le gândesc. <laughs> Oamenii pe care am cunoscut. Îmi face plăcere să să asist la masterclass-uri, la cursuri, dar mai ales atunci când sunt fiice, când avem, din punctul meu de vedere, prea puțin os, o singură dată pe an acel brașov. Adică, aș, a, aș vrea să fie mai des. Pentru că faptul că mă expun la informație e un lucru foarte bun, dar atunci când mă expun și la energia, oamenilor de acolo, mă încarcă foarte mult. Aș putea să spun de la, de la Alex, de la Alex Chirilă, faptul că a tot repetat partea asta cu investitorul complet, m-a tot sunat foarte mult timp și cred că a fost unul dintre factorii care m-au împins să, să învăț din toate și să le înțeleg pe toate. Uh, și chiar acum de curând, când am fost la Brașov, că spuneam că o să spun și de investiții, că și de acolo poți pierde. Mi-aș fi în că nu a fost o pierdere, dar uh, mi-a spus la un moment dat că nu poți să fii investitor complet dacă nu, dacă nu și pierzi, dacă nu-ți asumi pierdere. Eu nu am avut în planul meu să și pierd ceva, uh -huh. pentru că erau făcute tot în așa fel încât dacă erau niște, niște pierderi asumate, știam. Și exact la profit, la profit aici am, am închis un, un trade. Înțelegând de ce, pe un minus destul de mare, în valoare uh, de vreo 5.000 și ceva de euro, uh, dar nu e un minus. Am luat din ceva plus ce făcusem deja și a fost. Uh, adică pot să spun că luna respectivă am ieșit cu un randament negativ de minus 1 și un pic. Versus toate celelalte luni, pentru că eu nu am văzut să nici, nici o lună pe minus până atunci. Și am zis, ok, hai să bifez și asta. Dar de fapt am închis pentru faptul că am înțeles că dacă aș fi rămas în acel lacăt, okay. că era de fapt vreodată de un lacăt, ar fi durat mult până când ieșeam din și pierdeam mult mai mult. Și de fapt am închis, am, am, m-a sunat, sunat, un risc, un, o piedre mai mică, decât să stau Câteva săptămâni în care aș fi câștigat mai mult decât acea pierdere. La momentul acesta, randamentele tale la ce valori se situează? Să așa. Valori în procente sau da. nu? <laughs> Mi-am făcut o medie undeva, sistemele automatizate mi-au adus undeva, cred, în jur de 3% luna Cam am avut undeva de la 2 la 4,5, cam așa am avut în funcție de lună. De curând am schimbat două dintre conturi, am schimbat, am pus alți roboți, merg în paralel și cu cei vechi și cu cei noi, ca să fac o comparație, o comparație, după care migrez pentru că, într-adevăr, sistemele, mai noi, 4.0 Premium, au niște avantaje destul de importante, mai ales în perioada în care nu se mișcă foarte mare în piață. În cripto nu vorbesc de randamente acum, pentru că acolo sistemul e altul, adică nu vorbesc de randament într-o lună, pentru că poți avea luna asta foarte mult, luna viitoare să fii mai pe minus, dar acolo proiecte pe perioadă mai lungă, uh, nu am niciun fel de, să spun o, emoții negative, în sensul că dacă scade piața să vând ceva pentru că știu de ce am cumpărat, într-adevăr, dacă un în proiect care văd că nu performează, atunci ies din el. Uh, în zona de long term, uh, Adică BVB-ul a avut un amendament destul de bun, spun eu, pe anul trecut, pentru anul trecut, dar nu a fost doar long term, am intrat în oportunități, adică nu știu dacă s-au dat acțiuni gratuite la TV sau au fost dividende la altă companie, am intrat în ele și chiar mă uitam uh, acum câteva luni și nu, credeam că ceva o greșeală, dar a fost un randament spre 100% aproape. Wow! de stanul, da. Nu mă așteptam, nici n-am știut, -am, sincer n-am știut că dacă am tot intrat în ele așa, dar intrând în Golden și uitându-mă la efectiv la sumele băgate și ce aveam, cam, cam acolo eram. Felicitări! Mulțumesc că m-a ajutat foarte mult, repet, ce am învățat și comunitatea m-a ținut în priză. Deci, masterclassurile, interacțiunea da. și uh, discuțiile zilnice pe grupuri da. și în comunitățile de interes uh, sunt un mare plus. Categorii, categorii. Și se poate întâmpla, nu știu, ceva, scade un sistem. Știi că e cineva, e cineva mm. care te poate ajuta. Sunt mentori acolo, sunt oameni care te pot ajuta, chiar de foarte multe ori te pot ajuta. Alți cursanți care au întâmpinat aceeași probleme și au Da, vezi că, uite, se poate întâmpla asta sau fă asta și faci și-ți ok. Până să ajungă un mentor să spună un răspuns deja, e dat de altcineva. Mă refer la, la grupurile mai, mai restrânse, unde oamenii deja au un nivel și. și știu. au o maturitate da, și da, au trecut da. de etape, procese exact. și așa mai departe. Cristi, exact. uh, a fost o reală plăcere să discutăm și astăzi. Uh, îți mulțumesc foarte mult și mă bucur să văd din povestea ta că viața ta este pe plus și că am jucat și noi, Profit Point, uh, un mic rol acolo, pentru că meritul clar este al tău, rigoarea, disciplina și obiectivele pe care le ai se văd astăzi în modul în care ai ales să trăiești viața. Și eu vă mulțumesc uh, pentru că m-ați invitat, uh, pentru că m-ați ajutat să ajung aici. Uh, și pentru că o faceți în continuare și mai ales pentru campania asta pe care o faceți în general în țară e, eu cred că tot sistemul de învățământ nu au făcut la un loc ce faceți voi eu pot să spun că în, în toate școlile că au fost facultate, că au fost liceu sau că au fost școală generală nu am reușit să înțeleg ce înseamnă economia și am înțeles, nu în doi ani, că de mult spun, mai puțin, în primele șase, în luni, atât de simplu este. Și de fapt o fac atât de complicat. Așa este. Mulțumim. Mulțumim și, și, apreciăm apreciem extraordinar de mult că ești un, unul din cei mai activi membri din Profit Point și ne este foarte drag de fiecare dată când ne întâlnim și promitem să organizăm evenimente mult mai des, Vă rog, nu doar o dată pe an. participa. <laughs> cu siguranță voi participa. Mulțumesc, Cristi. Mulțumesc și eu.